Înainte de a intra în subiect, am să rog pe colegul din regie să ne dea câteva imagini de la centrul pe care îl conduceți. Hai toată lumea să cânte pentru Cătălin! Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hai, Cătălin! Hai cu chitara, Cătălin, cu chitara, hai! Cătălin să trăiască, Cătălin să trăiască, la mult. Hai, Ana, cântă! Ani, cântă! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hai să aplaudăm! Mulți ani trăiască! Bravo! La mulți ani, măi, Cătă, măi! Să fii sănătos, mă, Cătă, mă! Hai! Și acum mâncăm tortuleți? Da? Da. Îl fac așa pătrățele? Pătrățele! La mulți ani, Cătă! Domnule Adrian Ciucă, v-ați asumat o misiune grea. Ca o remarcă, apropo de filmulețul de mai devreme, noi așa petrecem zilele copiilor. Și de ce spun copii? Ei nu mai sunt copii de mult, au între 34 și 54 de ani, dar ei oficial, denumirea și legal este de beneficiar, persoane cu dizabilități, cu sindrom Down, însă noi le spunem copii, pentru că ei au fost copii, bine, și ai părinților care poate nu mai sunt. Sunt copiii părinților care acum o să mă povestim, îi vizitează și vin acolo. Și sunt copiii noștri de suflet, copiii noștri ai asociației, celor care conducem asociația și copiii acelora care muncesc acolo și ai doamnelor care au grijă de acești copii. Unii dintre ei trăiesc în acest centru de zeci de ani. Da, da. M-ați întrebat cum am ajuns sau să... Ce m-a determinat? Ce m-a determinat? Această asociație a fost înființată de un grup de părinți. Ca un mic istoric și cu o mică paranteză și foarte scurtă, fratele meu se află și el în acest centru, alături de alți copii. Și părinții mei în anii 90, apropo de Doamne ferește ce s-a mai auzit și ce se întâmplă prin țară, l-au dus într-un cămin din acesta, de stat era bunesc atunci. Vă referiți la zilele groaze din zilele noastre? Mă refer la povestea cu nebunia care a fost. E o destăinuire. În anii 90 am fost martor, n-am putut face nimic pentru că eram prea mic, însă am fost martor la ce s-a întâmplat. Într-o vizită, i-am făcut o vizită, era în alt județ, nu era la noi în județ, nu era relevanță. Efectiv, l-au găsit într-o situație deplorabilă și au decis pe loc să-l luăm acasă. Luându-l acasă și văzând situația lui, părinții mei, familia, împreună cu alți părinți, s-au căutat în Prahova câțiva părinți care au persoane, copii cu dizabilitatea aceasta și au luat decizia înființării acestei asociații, care ușor, ușor a fost un centru de zi, o să vă povestesc. Cum am ajuns eu aici? Soartă. Soartă și nu știu dacă mă pot împotrivi, pentru că tatăl meu conducea, apropo de cuvântul condus, nu pot să spui că conduci, pentru că noi suntem o mare familie acolo, chiar și noi din asociație, chiar și doamnele care au grijă. Totuși, sunteți persoana cea mai importantă. Da, să spunem că, da, organizez mai degrabă toate cele ca să încercăm să meargă totul cât de cât bine. Tatăl meu se ocupa de acest centru, tatăl meu care era dimineață, prânz și seara acolo, mai ales după ce a ieșit la pensie. De multe ori întrebam, dar ce faci acolo atâta timp? Și acum când eu ajung acolo îmi dau seama că e greu să mai pleci. Orică ai treabă, orică stai de vorbă cu copiii, orică pur și simplu stai să faci activități cu ei, n-ai cum să mai pleci.
Te uită Dumnezeu acolo, cum s-ar zice. Cu toate astea nu e simplu, e o misiune grea. Nu este foarte simplu, e foarte complicat, da, da. Tatăl meu a decedat acum 3 ani, chiar pe data de 25 noiembrie, ne apropiem de această dată. El se ocupa foarte activ de acest cămin. Era, nu știu, poate a văzut și el în această activitate, nu știu, ceva de la Dumnezeu, poate că și chiar e ceva de la Dumnezeu, să poată să-ți dea puterea să te ocupi de așa ceva și cu câteva stenduri pe inimă și cu multe alte complicații. Din acest motiv am ales să difuzăm și aceste imagini la începutul emisiunii, să vadă privitorii. Eu, după ce s-a dus el subit brusc, pur și simplu nu știam, eu cunoșteam activitatea din umbră, văzusem exact ce se întâmplă, știam problemele care sunt zi de zi. În acea perioadă era procesul de licențiere, de acreditare și, cum să spun, am preluat în ghilimele din mers, pentru că trebuia cineva să se ocupe de bunul mers al lucrurilor de acolo. Asta spun, că nu știu dacă cineva conduce sau toți ne spunem punctul de vedere, suntem ca o mare familie și mulți trebuie să înțeleagă acest aspect, pentru că multora le spun, nu este un cămin de stat, nu este un cămin privat, nu este o afacere, este pur și simplu o activitate pro bono care o facem noi și multă lume și de jos și de sus trebuie să înțeleagă că acesta este specificul nostru, poate unic în țară. Și apropo de chestia asta, din câte ne spun, unic în Prahova, nu știu dacă și în țară, unic în, unic în Prahova clar și unic în țară, de ce? Pentru că ne sună oameni și ne întreabă, putem să aducem, avem copii, nu putem să-i ținem, pentru că la noi aceste cazuri sunt prioritare. Cazurile în care părinții decedează sau frații, surori, verișori, n-au cum să-i mai întrețină foarte bine, adică să fie permanent cu ei. Exact, în asta constă de fapt unicitatea. Unicitatea, da, pentru că noi, de exemplu, la noi este o capacitate de 20 de copii, de beneficiari. Noi momentan funcționăm... 20 de locuri. 20 de locuri, exact, da. Noi funcționăm acum cu 14. Tocmai asta spuneam, pentru că primim doar acele situații, acele cazuri în care vedem că într-adevăr familiile nu mai au posibilitatea efectiv să îngrijească 24 din 24 de ore, pentru că aici este diferența. Este un centru rezidențial unde copiii au buletinul aici, este casa lor, este casa lor unora chiar de 15-20 de ani aici, de când aveau 9 ani. Și în felul acesta răspundem solicitărilor care ne vin prin, cum să zic, cu aceste cauze sociale și... Na. Înființat în urmă cu 32 de ani, Asociația Sindrom Down din Câmpina, din câte am aflat, a trecut prin multe transformări, dar mai ales prin perioade dificile, cum este și cea de față. Totuși, mai spuneți-ne câteva cuvinte despre istoria acestei asociații. Uite, acum am un flashback de memorie în care mi-aduc aminte, eram, dar nu știu dacă eram și nici adolescent, 10-15 ani, în care eram pe zidurile căminului construcției care este acolo, acestui cămin, împreună cu tatăl meu și cu mulți oameni de suflet. Să știți că au ajutat atunci foarte mulți oameni de suflet, persoane fizice, firme, și autoritățile de la vremea respectivă, de acum 30 de ani, au ajutat la punerea efectiv a cărămidă cu cărămidă fizic, dar și, cum să zic, ajutorul, orice fel de ajutor atunci. Așa s-a născut această idee, din nimic. Deci efectiv din nimic, dintr-o magazie s-a ajuns să fim un centru, un cămin care are capacitate de 20 de persoane, cabinet medical, psihoterapie, psihologic și așa mai departe. Adică toți cei care au condus în această perioadă centrul au pus mult suflet. Nu ai cum să nu pui suflet, pentru atâta timp cât această activitate a fost în ghimele condusă ca de o familie, de părinții copiilor care și acum se implică și vin acolo, sunt voluntari și se implică la ajutare, orice fel de ajutor, nu ai cum să nu pui suflet, pentru că nu faci pentru altcineva. Într-adevăr, mai sunt beneficiari, mai sunt copii care... Din păcate le-au mai murit părinții, sunt un pic așa, să zic, abandonați în ghilimele, în sensul că primesc
mai rar vizite, îi sună, vorbesc cu ei la telefon, dar primesc mai rar vizite, probabil că e și viața complicată pentru fiecare. O să ajungem și la acest subiect imediat. A trecut prin multe perioade foarte dificile, din câte am înțeles, cum este și cea din prezent. Din punct de vedere financiar, în primul rând. Din punct de vedere financiar, întotdeauna e dificil. De ce? Pentru că nu avem fonduri, să zic așa, de la stat. Nu suntem, cum spuneam mai devreme, nu suntem un cămin de stat. Angajările se fac pur și simplu din fondurile pe care le avem și să știți că eu personal într-un fel sunt mândru de asta, pentru că am plecat de la 3-4 doamne care ne ajută foarte mult și cu ocazia asta le mulțumesc extraordinar, pentru că fără dânsele efectiv nu am putea să existăm și fără voluntari, o să vedem în continuare. Domnule Ciucă, am să vă rog să ne explicați în ce constă această tulburare genetică a celor diagnosticați cu sindromul Down. Mi-am permis, pentru că nu sunt specialist medic, mi-am permis să îmi notez câteva detalii despre acest sindrom Down. Trisomia 21 este denumită, este, din câte știu, de o malformație a cromosomului 21. Ea se manifestă prin dismorfie craniofacială, în sensul de, ați văzut, cum să spun, aspectul lor nu sunt foarte multe dezvoltați, chiar și, cum să spun, atât fizic cât și psihic. Psihic, să știți că nu, mental. E un retard mental, nu un retard psihic, ceea ce, cum să spun, ei nu au tulburări de comportament foarte grave. Din contră, persoanele cu sindrom Down, și asta vă spun pentru că o simt pe pielea mea zi de zi când merg acolo, au nevoie de foarte multă dragoste, foarte multă iubire, foarte mult atașament, devotament, și ei îl oferă la rândul lor. Când te duci acolo și te îmbrățișează, trebuie obligatoriu să dai noroc sau să te îmbrățișezi cu toți 14, că altfel se uită ciudat dacă nu îi îmbrățișezi. Ei au nevoie de această afecțiune foarte mult și datorită și doamnelor care lucrează acolo și noi care îi vizităm, eu zic că au o atmosferă plăcută și multe persoane care ne trec pragul chiar ne spun asta. De fapt, ei înaintează în vârstă și rămân totuși cu mintea de copil. De copil, da. Adică activitățile pe care le fac sunt de copii, exact. Și speranța lor de viață nu este mare. Speranța lor de viață era undeva la 50 de ani. 40-50 de ani, da. Și totuși la noi reușim să ajungem, adică, poate, nu știu, prin îngrijirea bună, prin aerul curat de la Câmpina, prin liniștea care acolo, prin devotamentul și calitatea vieții să trăiască cât mai mult. Înainte de pauza publicitară, vă întrebam cu ce se ocupă zi de zi angajații dumneavoastră și mai ales voluntarii, domnule Ciucă. Ce program au ei în fiecare zi? Da. În momentul acesta sunt 8 angajați acolo. 8 doamne care au diferite forme de angajare, să zic așa, diferite funcții, în ghilimele, să zic. Avem și 5 voluntari permanenți care, cum să zic, fac activități cu copiii. Voluntarii fac activități, să începem cu voluntarii și apoi cu angajații eventual. Voluntarii fac activități de ergoterapie, activități care sunt asigurate și de unii dintre angajați, pentru că avem angajat pe instructor de ergoterapie, exact așa este denumirea postului, să zic așa. Activitățile acestea sunt activități recreative, de stimulare a gândirii, vă dați seama, au vârstă și poate principalul lucru este de a stimula un pic creierul, de a-i pune să facă tot felul de activități, de chiar și de la îngrijire personală, de a deprinde, cum să zic, obiceiurile singuri, de a merge să se spele, de a se spăla pe dinți, de a încerca să facă un duș, chiar dacă sunt supraviețuiți și chiar dacă sunt ajutați, vă dați seama, dar cu ei trebuie să lucrezi ca cu un copil, exact cum spuneam mai devreme, ca cu un copil mic. Să-l înveți să facă lucrurile pe cât se poate. Unii desenează și desenează foarte frumos, alții colorează.
Alții bă, dansează, sunt nebuniți după muzică, după dans, după cântat, cântă tot felul de melodii. Unii cunosc melodii, unii au un retard mai pronunțat și comunicarea cu ei este mai dificilă. Însă sunt copii dintre ei care poți comunica, poți vorbi chiar poate niște istorie cu ei. Mi se pare ciudat să le spuneți în continuare copiii, sunt adulți. Da, nu pot, n-am cum să le zic decât copiii, da. N-am cum, așa suntem noi obișnuiți să le spunem copiii de la cămin. Deci... Voluntarii de câte ori pe săptămână vin, domnule Ciucă, la voluntarii centru? Au undeva la 4 ore pe săptămână, 4, 6, 8 ore, depinde cât au fiecare posibilitatea să vină. Ei vin tot așa, din dragoste, din dedicație pentru ei și fac astfel de activități și de muzică și de... Unde îi mai găsiți în lumea asta mercantilă? Toată lumea vrea foarte bani. Foarte greu, foarte greu. Vă dați seama că sunt puțini, dar este ok, sunt de ajuns. Și, de exemplu, apropo că spuneam de muzică, îmi cer scuze, fac o paranteză și revin după aia la... una dintre activitățile de muzică este cea pe care eu o fac în paralel, nu știu dacă cunoașteți... Am văzut, da. Da, 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 da. Și le aduc în față acest, nu știu, acest dar, acest... le însuflețesc muzica, să cântăm, să dansăm. Și o să vă postez, dacă avem timp, poate și de spectacolul care organizam în fiecare an pentru ei și unde ei erau prezenți în public și pe scenă, mai ales spectacolul care îl organizam pentru a aduce oamenilor de rând în față că există acest... De câțiva ani n-ați mai reușit să-l organizați din câte este un, a fost un spectacol, a avut 8 ediții. Cu ajutorul și sprijinul Casei de Cultură din Câmpina, care îi mulțumesc că ne-a oferit acest spațiu mereu pentru această cauză, au înțeles ideea. Din pandemie, exact în 2020, înainte cu o săptămână, efectiv am fost nevoiți să-l anulăm. Era totul pregătit. Este un spectacol la care au venit pro bono, fără nicio pretenție financiară, artiști mari, Gheorghe Turda, Ileana Șpoteanu, Ducu Berții, Alesis de la noi, deci din Prahova. Din Câmpina, da. Din Câmpina, da. Mulți. Mircea Rusu și așa mai departe. Oameni spectacole care... de pe urma cărora nu obțineați mare lucru din punct de vedere financiar. Cărora nu obțineam mare lucru, într-adevăr, din punct de vedere financiar, însă eu mi-am dorit, a fost un proiect al meu personal de suflet, exact așa și l-am denumit. Culoarea este în suflet. De ce culoarea? Pentru că, așa cum vedeți mai devreme, poate pe afișele care se derulau, vedeți acel logo care este un logo mondial al persoanelor cu sindrom Down, reprezintă acel cromozom 21, plin de culoare, pentru că ei sunt plini de culoare și au nevoie de dragoste și de suflet, tocmai de asta. Culoarea în suflet este un spectacol care a avut 8 ediții și în care copiii veneau pe scenă împreună cu noi, cu artiștii, cântau și dansau fără nicio reținere și erau lăsați pentru că era bucuria. Cred că asta a fost marele câștig al acestor. Marele câștig a fost că lumea, cel puțin din Câmpina, pentru că este un spectacol local, a văzut și vede că existăm noi ca centru, ca și cămin, și mai ajută cât de cât, cum să zic, o vorbă bună cu orice fel de ajutor. Și a văzut că există lumea, a văzut că există această lume separată. Timpul trece repede, mai avem puțin din emisiune. Ați vorbit despre voluntari, vorbiți-ne în câteva cuvinte și despre angajați. Angajați avem la momentul actual 8, este foarte greu din punct de vedere financiar, vă spun sincer. Facem eforturi mari să mai angajăm încă o persoană în momentul acesta, chiar căutăm. Dacă este cineva, avem nevoie de un post de infirmier. Salariile sunt cât de cât decente? Salariile sunt de bază. Minime. De bază, da. Salariile sunt de bază, tocmai asta spuneam mai devreme, pentru că ai nevoie de dedicare pentru această activitate. Trebuie să... n-ai cum să faci această activitate pentru bani. O faci pentru copiii care stau acolo, pentru că îi ajuți și pentru că ești prezent la viața lor. Avem, ca și specialitate, avem asor și ajută foarte mult pe ei, având o vârstă. Avem, cum spuneam, instructori de ergoterapie, construiesc cuburi, desenează, dansează.
Avem infirmier. Tocmai asta era următoarea întrebare. Aveți nevoie de specialiști. Cum îi plătiți și de unde îi găsiți? Pentru că mi se pare... să găsești specialiști, da. Este foarte greu să găsești specialiști și să îi plătești în limitele acestea. Pentru că sunt niște limite care nu putem trece peste ele. Adică în privat, în, nu știu, poate în alte poziții poate ar avea salarii mai bune. Însă sunt persoane, noi avem angajați care au avut în familie cazuri de persoane cu sindrom Down și tocmai de aceasta lucrează și au înțeleg această dizabilitate, să zic așa. Și altfel n-ar putea să lucreze. Și infirmier, care ajută, evident, la activitatea de zi cu zi, îngrijitor, adică să păstrăm... Eu sunt foarte mândru că acolo chiar păstrăm și suntem o familie, suntem ca acasă, unde îți păstrezi curățenia zi de zi, unde copiii, slavă Domnului, mulțumim lui Dumnezeu, au mâncare foarte bună zi de zi, unde e curat, unde, cum să spun, absolut, nu doar zi de zi, de două, trei ori pe zi se face curățenie, se ia din nou totul la mână și se face curat. E ca o... Eu nu înțeleg cum rezistați din punct de vedere financiar, dar o să vină și întrebarea asta în curând. Da. Marea majoritate a beneficiarilor din centrul dumneavoastră sunt practic abandonați de familii, domnule Ciucă, sau sunt vizitați? Sunt vizitați foarte rar. Aș prefera să nu fie abandonați. Personalul, da. dumneavoastră, le sunteți mamă, tată, frate, doamnele care lucrează soră. Acolo, da. Înainte de a vă ruga să ne povestiți cum se trăiește o astfel de mare responsabilitate, am să rog pe colegul meu din regie să ne facă legătura cu un aparținător, mama unei fete din centrul dumneavoastră, care are 20 de ani, și jumătate din viață a trăit-o la Câmpina, în centrul sindromului. La noi, Cămin, da. Până să ne fac colegul din regie legătura, am să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre... Avem legătura. Bună seara! Alo! Da, bună seara! Mă numesc Sârbu Elena, sunt din Craiova. Și sunt mama Anei Maria Sârbu. Nu știu dacă se aude. Se aude foarte bine. Vă mulțumim foarte mult, doamnă, că ați acceptat să intrați în direct în emisiune. Vă rog. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Copilul Ana Maria Sârbu a fost adus la Câmpina, la acea asociație Casa Copilului cu Down în 1997. Deci copilul avea 9 ani și jumătate. Ce pot să vă spun dumneavoastră? Că acești copii sunt copii dificili în felul lor, fiecare în felul lor. Cât sunt de dificile, sunt atât de drăgălați sunt și de dulci sunt și de mămoși sunt. Sunt foarte, foarte, foarte mămoși. Ceea ce pot să vă spun că la Câmpina am găsit o asociație de oameni nemaipomeniți. În primul rând, asociația a fost înființată de domnul Ciucă Gheorghe, după care a fost preluată acum 2 ani, 3 ani de Adrian Ciucă. Doamna doctor Ciucă, care este doamna Valeria Ciucă, care se ocupă și este medic, da. Se ocupă de acești copii. Și acești copii sunt foarte, foarte, foarte bine îngrijiți. Este de adus la minte că sunt acolo niște persoane foarte bine conturate, adică aceste doamne care au grijă de acest copil sunt foarte bine îngrijiți. Faptul că ei sunt îmbrățișați, sunt iubiți, iar eu de la Craiova vin de atâtea ori, de câte ori pot eu să vin, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori sau de 6 ori pe an. Pentru că este foarte greu de venit, suntem niște persoane oricum și în vârstă, și eu și tatăl Anei Maria Sârbu. Acești copii am văzut foarte bine îngrijiți și v-am spus că sunt greu de îngrijit, pentru că ei nu se exprimă, se exprimă foarte greu prin semne. Ei alții au alte sunete, ei se exprimă în fel și chip, dar ei sunt foarte bine îngrijiți, pentru că acele doamne care îngrijesc
au învățat semnele lor, au învățat orice sunet de la ei, au învățat orice privire de la ei și am fost de atâtea ori acolo și am văzut cum se ocupă de ei. Și vreau să le, vreau să le mulțumesc pe această cale. Vreau să le mulțumesc pe această puțin, cale tuturor care se ocupă acolo. Mă auziți? Da. Povestiți-ne puțin, vă rog, atunci când veniți la centru și vă revedeți fica, care vă sunt sentimentele? E o dramă. Când ne revenim acolo la centru, este o explozie de sentimente, de dulcegărie, de îmbrățișări și de tot felul ce nu poate să existe pe pământ, o dulcegărie și o expresie de strigăte și de îmbrățișări. Da. Și de plânsete până la urmă, că eu plâng în felul meu și copilul meu, că ne vedem la câteva luni odată, plângem, cu toate că ne auzim la telefon. Da. Iar ceilalți copii îi pupăm și îi iubim și îi îmbrățișăm pe fiecare la rândul lor, pentru că ei toți vor să-i îmbrățișăm și să-i iubim și pe toți îi îmbrățișăm și îi iubim, pentru că ei asta vor, sunt mămoși. V-am întrebat pentru că chiar nu-mi imaginez cum se trăiește o asemenea dramă. Doamna Săr, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și... Este într-adevăr o dramă. Să... Mă auziți? Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și să dea Dumnezeu să fie bine în continuare. Le mulțumesc tuturor care se ocupă de ei și să dea Dumnezeu să fie sănătoși și vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Domnul Ciucă, e rândul dumneavoastră. Cum se trăiește așa ceva? Că nu-mi imaginez. Este o explozie, cum a spus doamna, și cum spuneam, nu exagerează deloc. Deci Ana, când vine tatăl ei sau mama ei, este o explozie. Țipă, se bucură. Așa reușesc ei să-și exprime dragostea și sentimentele astea. Poate, na, noi... Și când pleacă, nu? Și când pleacă, își dau seama, e greu. Vă dați seama că e greu, dar cum să spun, întotdeauna ei revin și atunci ei știu că revin. Și vorbesc la telefon zilnic, deci cum este doamna Sârbu, cum sunt alții care sună zilnic sau de câteva zile sună, avem telefon acolo, copiii vin la telefon, atât cât pot vorbi unii, mai puțin, mai mult, dar să știți că contează foarte mult să le audă vocea părinților și a fraților. Este o experiență grea și cruntă și vă spun și din punct de vedere dânsa, spun din punct de vedere mamă, eu poate vă spun din punct de vedere frate. Este o experiență grea și dar mobilizatoare în momentul în care soarta ți aduce acest lucru să-l faci. Trebuie să fii trup și suflet acolo ca să poți să exact cum spunea și dânsa, să iubești pe toți, nu doar pe copilul tău, cum spunea dânsa. Noi iubim pe toți, pentru că la fel cum fiecare are copilul sau fratele sau verișorul acolo, toți sunt la fel de drăgălași și toți sunt la fel de... Dincolo de orice, sunteți oameni cu sufletul mare, dar... Mai trebuie și bani, domnule Ciucă, pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi. De unde luați banii? Cine vă susține? Bunul Dumnezeu. Păi da. Într-un cuvânt. Și, El nu știu dacă vă poate plăti facturile de căldură, de energie, de salariile, hrana de zi cu zi acestor copii, cum le spuneți dumneavoastră. Acești copii au câteva venituri, ca să o luăm pe partea un pic așa de... Vă rog, pe scurt, pentru că mai avem doar 3 minute de emisiune. Au câteva venituri. O pensie, o indemnizație, o pensie poate de urmaș de la părinții, care vă dați seama că aceste venituri garantat și categoric nu acoperă. Nu acoperă posibilitatea de a și, cum să zic, nevoile și obligațiile pe care trebuie să fie înfăptuite într-un astfel de centru acreditat și licențiat. Într-adevăr, sunt salariile, ca și costuri, care sunt salariile împreună cu contribuțiile pe care noi le achităm lunar la stat.
Un stat care nu e stare noi să... Noi achităm la stat. Da, care nu e stare că... să vă lase în pace din punctul ăsta de vedere. Da. Sunt utilitățile, gazele, apa, curentul, gazele care, uite, vine iarna, vă spun sincer, în fiecare iarnă este, stăm cu inima strânsă, mai ales de când s-au scumpit de un an, doi, trei încoace, stăm cu inima strânsă să dăm indexul acela lunar, să nu plătim mai mult decât s-a consumat, că dacă nu ne ajunge, știți cum, deci grija aia de zi cu zi dintr-o familie. Înainte vă continuă ideea, am și eu curiozitate, de a călcat pragul vreun politician în ultimii 5 ani, ca să nu mai zic mai mult? Nu, 3 vreun ani. Primar, vreun viceprimar, vreun consilier? Sigur, vreun... Nu, 3 ani sigur, nu. Am lansat invitații și îi așteptăm cu drag. Pe oricine dorește să ne calce pragul. Ne-au călcat, de la stat ne-au călcat pragul. Controlorii. Da, controlorii. Dar, slavă Domnului, să știți că am rămas surprins și au rămas și ei surprinși și poate așa, un pic jenați de ce se întâmplă la nivel național. Ne-au felicitat și au spus că totuși suntem foarte ok. Și asta e bine, pentru că totuși... Unii, alții, din păcate, alții nici măcar n-au dat mâna cu copiii să-i întrebe ce fac. Ceea ce e dureros. Da. Dar de unde luați bani? Nu mi-ați răspuns. Pensii, indemnizații pe scurt ale copiilor, sunt banii copiilor, deci bun, nu sunt așa. Am înțeles că nu vă ajung acești bani. Nu ne ajung acești bani. În fiecare an alergăm ca nebunii toți din asociație să strângem declarații 230 pentru acelea prin care persoanele fizice pot direcționa 2%, 3,5% din impozitul pe venit. Alergăm la firme să ne doneze cei 20% din impozitul pe profit care le au firmele care au profit, da? Pentru că legislația le permite și ne ajută extraordinar de mult când o firmă ne poate ajuta în felul acesta cu contracte de sponsorizare, ei își deduc această cheltuială, adică sunt sume care ne mai vin și așa, într-adevăr. Plus donații de la persoane fizice, persoane fizice, persoane juridice, care atât din astea. Să sperăm că în urma acestei emisiuni să vă găsim oameni cu suflet mare care să întotdeauna mai dea o mână de, întotdeauna de ajutor. Se mai găsesc, mai vine unul, mai donează câte o mobilă, câte o... vă spun sincer, când eram ok cu sănătatea, am ceva probleme momentan, aduceam și căram împreună cu alții, căram mobile, canapele, ca să ducem și să împrospătăm și am reușit în 3 ani de zile de când mă ocup eu să schimbăm un pic fața căminului, ne uităm la pozele de atunci și de acum. Să schimbăm partea electrică, partea sanitară, parte totul cu... Cum pot lua legătura cu dumneavoastră cei care ar dori să vă dea o mână de ajutor? Ne pot suna. Avem un site www.dauncampina.ro unde acolo pe site găsesc și toate datele, e-mail, telefon. Pe telefon 0730024822 este telefonul asociației la care... Am afișat și noi pe ecran contul dumneavoastră pentru cei care... Sigur că da, sigur că da. Mai primim sponsorizări, cum spuneam, și de la persoane fizice, și câte 50 de lei, și câte 100 de lei, la noi contează foarte mult și am spus la toată lumea, domne, orice puteți să ajutați, ajutați. Cu un produs de curățenie, cu un detergent, cu orice lucru care, știți, poate lumea câteodată e reticentă să doneze bani. Dar ne-am spus, e nevoie și de astfel de lucruri, de un produs de curățenie, de un detergent, de igienă personală pentru copii, pentru că în felul ăsta nu mai cheltuim noi și poate ne ajung bănuții pentru gaze, pentru apă, pentru lumină și așa mai departe utilitățile. Știți că există legislație în care autoritățile locale sunt oarecum obligate să vă ajute, legea 350 a asociațiilor și fundațiilor pe care puteți aplica. Cum să spun, noi nu ne-am dus peste alții să, cum să zic, să intrăm. Nu v-ați dus, dar e dreptul dumneavoastră și o puteți face. Și... Am depășit timpul de emisie, nu rămâne decât să mă minunez și să vă felicit cu tot sufletul. Mulțumim mult și pentru mulțumim tot ceea ce pentru faceți. Că ați făcut această emisiune și să aduceți în fața oamenilor activitatea de acolo și poate în felul ăsta să-i mai îmbunăm și pe ei sufletește.